chiar că m-ai întrebat Ana, dacă ar fi un meci să-l rejoc. Așa, Așa. Ceva numai ca jucător sau și ca antrenor? Și ca antrenor și ca jucător. E meciul de la Basel, l-aș rejuca să nu mai... Da, să vin. Eu jur, jur de Neasărin că zic, zic, băi, dar toată lumea, bă, ce a făcut Neasărin? Eu zic, bă, nu știu, mă, nu nimic. Zic, bre, Neasărin, ce s-a întâmplat, bre, acolo? Ce s-a întâmplat acolo? Nu, ce să se întâmple? Eram, tu nu știi că eram de, dădusem, cred că vreo 28 de bare în toată perioada aia. Aveam bare multe, așa, așa. Multe. 1-0 am pierdut parcă, 1-0 parcă am pierdut. 0, da. Iar în momentul în care am făcut cele trei schimbări, ultimele minute să forțăm, s-a accidentat, s-a sărit unul cu picioarele, trebuia să-i dea roșu atunci. Ăla, pe Bastos, și mi-a făcut doctorul semn că trebuie să-l schimb. Știi? Și atunci m-am dus pe margine. N-am stat niciodată. Atunci n-am stat. E prima dată când m-am așezat pe bancă. Atunci a fost. Și am spus lui Matei, fac, bă, dar ce să facem, mă, și eu să am și eu un minut, bă, de speranță. Două de nu pot și eu, uite, acum rămânem în 10. Și am dat cu piciorul. Dar era slab ăla. Să mai dăduse rășați. Ar trebui să știi cum e să, măcar acum știi cum e să facă reclamă la geamul ăla, pe plexiglas, ce era. Am plătit 10.000 la UEFA și 2.000 le-am plătit banca, am făcut banca din nou, 2.000. Ar trebui acum, că e sponsor acolo pe stadionul Basel, da. Neasorin, da. să scrie Sorin Cârțu acolo. Titorită de Sorin Cârțu.